Această certitudine mă face în stare să trăiesc cu oricare altă incertitudine. Eu uităm astăzi în Scriptură, în Epistola lui Pavel către Roman, o epistolă încărcată de învățătură, cineva spune așa cum în istorie toate drumurile duceau la Roma, în învățătura Scripturii toate doctrinele duc în Roman. Capitolul 8 din Romani, un adevărat Everest din care vezi perspectiva planului lui Dumnezeu într-un mod extraordinar de real, e capitolul, dacă vreți, destinat de Pavel lucrării Duhului Sfânt. Și în pasajul pe care l-am citit, descoperim felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este preocupat să aducă în fiecare inimă certitudinea că suntem copii al lui Dumnezeu. Știu că pentru mulți ideea de certitudine sau de siguranță pare o adevărată aroganță. Nu-i mai bine oare cumva să îi faci pe oameni tot timpul să înțeleagă că nu-i ceva îndeajuns. Asta îi ține dacă le spui repede că sunt copii al lui Dumnezeu, oare nu îi încurajează la denăsare? Ne uităm în Scriptură și descoperim că Duhul lui Dumnezeu vrea să aducă în fiecare din noi această certitudine. Și înainte ca să merg mai departe în mesaj și să vă arăt felul în care Duhul lui Dumnezeu aduce în viața noastră certitudinea că suntem copii al lui Dumnezeu, încă de să te întreb. Ai astăzi certitudinea că ești copil al lui Dumnezeu? E certitudinea care te face în stare să trăiești cu oricare altă incertitudine. Când Duhul Sfânt aduce această certitudine în viața noastră, o aduce pe trei canale, prin trei mijloace și ele sunt întotdeauna legate împreună. Exact așa cum atunci când ai un scaun cu trei picioare, nu te poți folosi de el decât dacă toate cele trei picioare sunt în funcțiune. Mai întâi, Duhul Sfânt ne convinge prin cuvânt că suntem copii al lui Dumnezeu. Dragii mei, ideea de a ști că ești un copil al lui Dumnezeu nu poate fi lăsată la nivelul sentimentelor. Sentimentele sunt foarte bune, numai că ele sunt oscilante. Astăzi mă simt copil al lui Dumnezeu și mâine, tăvălit în urma unei căderi, mă simt că nu mai sunt. Sunt alții care își caută certitudinea aceasta într-un sertar. Aduc poza de la botez și spun, vezi frate, de-a lungul anilor mi-a fost dat să mă întâlnesc cu oameni în adunare când dau mâna la ieșire cu cineva, spun, frate, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, spune-te, vă rog. Și povestește istoria lor și felul în care cu ani în urmă au fost și ei botezați și scot din undeva, din buzunar și mi-arată poza. Dragii mei, e bună poza de la botez. Dar poza de la botez pusă într-un sertar nu e o certitudine suficientă. Dacă întotdeauna credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu aduce convingere folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, Ioan în Evanghelia lui, în capitolul 16, cuvântul ne spune și când va veni El, va convinge lumea cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care mai întâi îi convinge pe oameni cu privire la păcat. Nu-i slujba mea să fac pe cineva neapărat păcătos. Nu-i slujba nimănui să ne arătăm unul pe altul cu degetul, pentru că, uitați-vă simplu, când eu arăt cu degetul, sunt alte trei degete împotriva mea. Păcatul de care Duhul lui Dumnezeu vrea să ne convingă nu este în primul rând păcatul comiterii, ci păcatul omiterii. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți spune, nu îl cinstești pe Hristos așa cum ar trebui să faci. Nu crezi în El
în așa măsură încât să lași să-ți conducă viața. Duhul lui Dumnezeu, când începe să lucreze, îți arată în cuvântul lui Dumnezeu că tu, de fapt, nu crezi în Iisus Hristos, în dumnezeirea Lui, în domnia Lui, în așa măsură încât să lași la cârma vieții tale. Aud oameni care spun, eu n-am greșit cu mare lucru, n-am spart casa nimănui, n-am făcut asta, n-am făcut cealaltă și nu-i slujba mea să inventez vinovății. Ba mai mult, sunt mulți copii crescuți în familie de credincioși în care educația și poate asprimea părinților i-a împiedicat să se tăvălească în murdăriile acestei lumi. N-au ei nevoie de pocăință? Ba da. De ce păcate ar trebui să se pocăiască ei? De vreme ce n-au apucat să dea cu nasul în murdăriile acestei lumi. E păcatul de a nu crede în Domnul Iisus și de a nu lăsa să domnească viața. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în al doilea rând, îi convinge pe oameni, nu doar cu privire la păcat, ci cu privire la neprihănire. Cu alte cuvinte, singura neprihănire pe care cerul o validează e neprihănirea Domnului Iisus. Noi oameni avem obiceiul să ne comparăm unii cu alții și dacă mă simt mai bun decât celălalt, spun, opă, mie Domnul mă primește. În clasele 1-8 am fost printre cei mai mici din clasă. De altfel am avut 3 mari temeri și le spun mereu, pentru că sunt mulți copii care probabil că se frământă cu același lucru. Am avut teama că o să fiu mic, gras și chel. Mic ca și bunicul, gras ca și mama și chel ca și tata. Vă ascultați să vedeți de care am scăpat și de care nu. În clasa 8-a însă, a venit în clasă la noi, dintr-o altă localitate, un băiat care era și mai mic decât mine. Am avut așa un sentiment de ușurare. În sfârșit, nu sunt eu cel mai mic din clasă. Știți că la fel procedăm și în ce privește viața? Dacă îți mai bun decât, îți bine. Și, dragii mei, când ne uităm însă din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu validează o singură neprihănire. Cerurile s-au deschis și Tatăl din ceruri a spus, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Da, au mai fost oameni care au trăit extraordinar și cu Iov s-a lăudat Dumnezeu la un moment dat, doar că la sfârșitul cărții Iov trebuie să spună despre sine, mi-e scârbă de mine. Și dragii mei, când Duhul lui Dumnezeu lucrează prin Scriptură, ne aduce convingerea înăuntru nostru că indiferent cât de moral suntem, indiferent cât de frumos am trăit comparativ cu alții, Dumnezeu nu validează neprihănirea mea, ci validează doar neprihănirea lui Hristos. Slavă Lui pentru asta! Amin. Dragul meu, în ziua când va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu, nu poți să stai cu hainele tale, cu neprihănirea ta, pentru că ele nu sunt decât o haină mânjită. Înaintea lui Dumnezeu, nu poți să stai decât ori îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, ori rușinat pentru totdeauna. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne convinge prin cuvânt că suntem copii al lui Dumnezeu. Cum lucrează această convingere? Ai înțeles din cuvânt și acum în mod personal iei acest cuvânt și spui ăsta zic. În Romani, capitolul 8, Pavel spune că și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și cineva putea să creadă, oh, cât de simplă e mântuirea, pentru că spui o formulă și formula te mântuie. Nu, nu. Credința din inimă
mărturisit în afară, e cea care îți aduce mântuirea. O să vă dau un exemplu. Apostolul Pavel, când îi scrie lui Pavel în Timotei, preia una din învățăturile care începeau să circule în biserică sub formă orală și Pavel spune, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice. Hristos Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cu alte cuvinte, Pavel spune, am ajuns să înțeleg lucrarea lui Hristos, am ajuns să înțeleg că eu sunt un păcătos și personal iau adevărul acesta și îl reafirm în lăutul meu. De altfel, termenul a mărturisi e identic cu a fredona. S-au cântat mai multe cântări, pe unele le-am știut, pe altele nu le-am știut. Să zicem că una din ele mi-a plăcut deosebit și chiar mi-a plăcut. Mers pe casă, ai prins ceva din linia melodică și începi să o fredonezi și tu. E modul în care personalizezi un adevăr, o melodie, în lăuntru tău și o las să rezoneze în inima ta. Și dacă mi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne convinge prin cuvânt că suntem copii al lui Dumnezeu în măsura în care spun, Doamne, eu cred și mărturisesc că eu sunt un păcătos. Cred și mărturisesc că ești Mântuitorul meu. Dragii mei, una este să sărbătorești venirea Mântuitorului care a venit să mântuiască lumea și altceva este să spui, a venit să mă mântuiască pe mine. În al doilea rând, Duhul Sfânt certifică Duhului nostru sau cugetului nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Întoarcem în textul din Romani și ascultați ceea ce spune Scriptura. Versetul 16. Însuși Duhul adeverește sau certifică împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă prin faptul că în lăuntru nostru se naște această dorință de a ne adresa lui Dumnezeu ca Tată. Dar chiar dacă vorbim de o experiență lăuntrică, vă rog să rețineți, una este să simt că sunt copil al lui Dumnezeu și altceva este să ai pe Duhul care certifică sau autentifică în lăuntru tău, în cugetul tău, că ești copil al lui Dumnezeu. Important să înțelegem marea diferență între felul în care Dumnezeu s-a descoperit în Vechiul Testament și felul în care ni s-a descoperit în Hristos. În Vechiul Testament, Dumnezeu ni se prezintă ca și creator, ca și judecător, un Dumnezeu de care e bine să-ți fie frică. Când primii oameni au fost neascultători de Dumnezeu, Scriptura ne spune că primii oameni s-au ascuns de Dumnezeu. Ba mai mult, chiar și atunci când Dumnezeu a găsit cu care să se descopere prin cele 10 porunci, cuvântul ne spune că poporul trebuia să stea în jurul muntelui Sinai și cuvântul de ordine era, nu vă apropiați. Și cei care au ignorat, au pierit. Dragii mei, Domnul Iisus a venit în lumea noastră ca să ne-l aducă pe Dumnezeu aproape. Și prin lucrarea sa de mântuire, ne-a dat posibilitatea să ne uităm la Dumnezeu și să-L numim Tată. Slavă Lui pentru asta! Acum, dragii mei, în viața de zi cu zi, sigur că în experiența noastră folosim deseori următoarea expresie. Unul, altul a fost pentru mine ca un tată. Și sigur că vorbim despre asta
ca despre cineva care realmente a arătat o preocupare pentru noi, cumva ieșit din comun, a fost pentru mine ca un tată. Dar în mod strict, tehnic și medical, fiecare din noi avem un mod sigur tată. Și când Scriptura vorbește că Dumnezeu îți este tată, nu e un simplu sentiment, ci este faptul că noi am fost născuți din Dumnezeu și am primit natură din natura Lui. Și așa cum în buletinul nostru, certificatul nostru de naștere, e inițiala Tatălui și asta nu se schimbă. Dar în viață s-ar putea ca mulți să se poarte cu mine ca și cu un copil al lor. Și s-ar putea ca să, uitându-mă în viață, să spun, a fost pentru mine ca un tată, ca un tată, ca un tată. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru toți oamenii ăștia. Dar, biologic vorbind, eu am un singur tată. Știu exact cum l-a chemat. Și am primit natura lui. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne confirmă în Duhul nostru, ne certifică că Dumnezeu din ceruri ne este Tată. Și pentru că ne este Tată, a pus în noi dorința după a-L căuta. Acum, dragii mei, știu că mai ales într-o țară creștină, cum e țara noastră, copiii de la cel mai mic până la cel mai mare, până la bătrânețe, închidem ochii și spunem Tatăl nostru. Dar știi că rugăciunea asta nu se potrivește în gură la toți? Pentru că Dumnezeu este Creatorul nostru la toți. Dar Dumnezeu nu este Tatăl la toți. Nu poți avea pe Dumnezeu ca Tată dacă n-ai primit natură din natura Lui. Și cel care a primit natură din natura lui Dumnezeu va simți o dorință după a-L căuta pe Tatăl. Cuvântul spune, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Toți oamenii, dragii mei, mai devreme sau mai târziu, chiar și ateii, în momente limită, strigă spre Dumnezeu. Dar un copil al lui Dumnezeu apelează la rugăciune cu îndrăzneala cu care un copil fuge în camera tatălui și spune, Tati, și spune cererea. Dragii mei, oamenii care caută certitudinea mai mult decât părtășia cu Tatăl, pot să o caute în zadar, pentru că nu o găsesc. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu certifică în cugetul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu, pentru că ne determină să căutăm fața lui Dumnezeu. Și dacă în dimineața aceasta vrei să ai certitudinea că ești copil al lui Dumnezeu, îți spun din toată inima, caută-L pe Dumnezeu. Caută fața Lui. Cuvântul ne spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, caut. O să vă dau un exemplu. În clădirea bisericii noastre sau în curtea aferente spațiul administrativ, de câțiva ani buni, găzduim școala primară a liceului baptist din Arad. 370 de copii pe diverse paliere de clase învață în spațiul nostru administrativ. O adevărată provocare. Undeva pe la 12 fără, ai ciorchine de părinți care așteaptă la ușă și ai curtea aproape plină cu copiii care sunt pregătiți să meargă, să meargă acasă. La clasele cele mai mici, ai învățătoarea care vine cu ei și îi duce până la poartă. Acum închipuiți-vă că v-aș duce la oricare din copiii de acolo și a spune, auzi, cine e taică-tău?
Sigur că ar putea să spună, du-te în catalog să vezi că doar scrie inițialele, du-te la cancelare, hai să vezi că sunt documente acolo în privința asta, sau ar trebui doar să mai aștept câteva momente. Și ce se întâmplă? Când se deschide poarta, vezi o masă interesantă de oameni. Copiii aleargă spre părinți și părinții se uită să-și îmbrățișeze copiii. Și dragii mei, nu mai trebuie să cauți în buletin, nu trebuie să cauți în catalog, nu trebuie să mai întrebi pe nimeni, pentru că simți această legătură. Un copil aleargă, caută comuniunea să fie în preajma unui părinte. De aceea, dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu creează în noi, în cugetul nostru, această dorință după a ne adresa Lui, de a căuta fața Lui și de a sta în comuniune cu El. Al treilea adevăr. Dacă Duhul ne convinge prin cuvânt că suntem copii al lui Dumnezeu, în al doilea rând, Duhul Sfânt certifică în cugetul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu, există și un al treilea adevăr. Duhul Sfânt călăuzește comportarea noastră să fie asemenea unui copil al lui Dumnezeu. Rog să vă uitați în versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Noi oamenii am îngustat termenul călăuzire și l-am plasat doar la cei chemați să conducă. Băi frate, aștept să ne călăuzești prin Duhul Sfânt. Și așa e. Avem senzația că responsabilitatea de a fi călăuzit se referă doar la lucrurile mari și importante în viață. Măi, vrei să te căsătorești? Ai călăuzire? Sau n-ai călăuzire? Și, dragii mei, nu vreau să ironizez în niciun fel. E important să ai călăuzire în privința căsniciei. Dar, când Scriptura vorbește despre călăuzirea Duhului Sfânt, nu vizează doar deciziile mari în intersecțiile mari ale vieții. În rest, descurcă-te cum poți. Nu, nu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu călăuzește comportarea mea și mă determină să o analizez în așa fel încât comportarea să fie asemenea unui copil al lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în contextul imediat. Pavel vorbește onest despre firea pământească și despre îndemnurile Duhului. Dragii mei, orice copil al lui Dumnezeu care a primit natură din natura lui Dumnezeu, a fost înnoit în felul acesta și Biblia numește asta naștere din nou, da, toate lucrurile s-au făcut noi, dar în mine, în tine, în fiecare din noi, rămâne această natură, înclinație spre rău. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care operează în mod practic în viața noastră, mai întâi mă ajută să identific orice manifestare firească și după aceea îmi spune, nu, nu, asta nu te face asemenea lui Hristos. Uite cum ar trebui să acționezi. Și în viața unui om care a fost înnoit, Duhul lui Dumnezeu lucrează la nivelul comportării. Mai întâi identifică ceea ce e din firea pământească și spune, nu te mai duci pe drumul ăsta. Nu așa acționează un copil al lui Dumnezeu. Și după aceea, e Duhul care spune, uite-te, cum ar trebui să te porți. O să vă dau un exemplu. Sigur că despre David, împăratul, am putea să vorbim multe și una, două, oamenii spun, a, David, Bașeva. Așa e, e lucrul care e rușinos în viața lui, dar Dumnezeu este onest și ne prezintă istoria așa cum este ea.
Este însă un alt moment în care David a făcut o altă greșeală. Dar spre deosebire de prima dată când a putut trăi un an de zile fără să se simte prea tare mustrat în cuget, cuvântul ne spune că David sau un duc rău sau și una și alta l-a împins să facă numărătoarea poporului. Un lucru care nu plăcea Domnului. Și ascultați ce spune Scriptura în 2 Samuel 24, 10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iată nelegiuirea robului Tău. Când Duhul lui Dumnezeu controlează lăuntrul nostru, îl călăuzește, atunci când ai greșit, ai căzut, ai mușcat de o anumită ispită, Duhul spune: nu vezi că ai greșit aici? Și pocăința începe să lucreze și spui: Doamne, n-am acționat ca un copil al Tău. Și v-ați spus o vorbă ironică. Și în loc să lași ca Duhul lui Dumnezeu să-ți înfrâneze limba, puf! I-ai dat și două replică. Dar după ce i-ai dat-o, simți în ochiul tău, băi, nu mai pot întoarce vorba. Bine era dacă tăceam. Iată-mă, Doamne! Și dragii mei, Duhul lui Dumnezeu e cel care călăuzește comportamentul nostru cu suișul și coborâșul. Și vrea să ne crească ca să fim asemenea Fiului Său. De aceea când ne uităm în Scriptură, spune: iubiți pe vrăjmașii voștri. Și dragii mei, cine ar avea curajul sau tupeul să spună: eu n-am nicio problemă, îi iubesc pe toți vrăjmașii mei. Și dacă nu întorci replica sau dai pumnul, care din noi avem resentimente? Mă, pe ăsta l-am pus la index. Duhul lui Dumnezeu e cel care îți analizează comportamentul și spune: păi, tu ai fost iertat. N-ar trebui să ierți. Și aș spune, șontâc, șontâc, fiecare din noi ajungem să creștem în asemănarea Domnului. Și acum, dragii mei, Duhul Sfânt al Dumnezeu vrea această certitudine. Și această certitudine vine spre noi prin convingerea pe care o aduce cuvântul, prin certificarea la nivelul cugetului și prin această cercetare a comportamentului. Nu de unul singur, ci în prezența Duhului lui Dumnezeu. În 1858, vasul Austria, un vas cu aburi, părăsea portul Hamburg cu destinația New York. 542 de pasageri erau la bord. Undeva în mijlocul oceanului s-a iscat un incendiu la bordul vasului. Atât de devastator încât era limpede că va fi un naufragiu. Limbile de foc au început să cuprindă absolut tot, oamenii au intrat în panică, câteva corăbii de salvare au fost aruncate, dar era clar că nu vor putea fi salvați 542 de oameni. 89 au supraviețuit. Unul din ei avea să povestească experiența lui trăită la persoana lui. Și omul a spus simplu, eram 5 prieteni care ne-am îmbarcat pe vasul Austria. Eram toți copii al lui Dumnezeu. Eram siguri de veșnicie.
Și povestește el că în clipa în care ne-a fost clar că vom pieri, toți cinci ne-am ținut de mână, ne-am dus spre marginea vasului, am simțit că ori ne-a